sunt 64% din sportul genului E, sunt renovarea școlilor cu zone cu biomasă și calculatoare renovate în școli, panouri solare pe lângă lumină, apeducte ape potabile, 700 de kilometri de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, asistență cu energie combustibil solis, căile ferate renovate și 12 locomotive donate, 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Știți despre asta sau nu? Pe la știri poate ați auzit. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunii Europene pentru ajutare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocratie ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate. Din cauza corupției nu ajung toate ajutoarele în sate, din cauza asta și dorim să ne luptăm. Investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructură să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensii și sănătatea publică, ajutor cu combustibil pentru încălzirea sate. Doriți să lăsați un nume și prenumere ca să fie ca mulțumire Uniunii Europene și să cerem în continuare ajutoare. Cum vă numiți? Din exporturi merge în Uniunea Europeană, au fost renovate școli, cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, plicilon de lumină, apeducte apă potabilă, 700 de kilometri de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, asistență cu energie, combustibil și solis, căile ferate renovate și 12 locomotive donate, 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii susținute. Noi avem o petiție care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocrație ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investiții pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, din cauza lipsa locurilor de muncă din sate, face că tineretul să pleacă psihotare și n-are cine plăti la stat. Infrastructura să fie dezvoltată de drumuri, apă trasă, canalizarea, că este o problemă destul de importantă, ajutor cu pensii și sănătatea publică, ajutor cu combustibil pentru încălzirea în sate. Dacă sunteți de acord, să lăsați un nume, prenume ca să primite o cerere de mulțumire și de ajutor. Cum am zis? E că aici sunt tot. Din sporturi merg către UE, au fost renovate școli și oferite cazane cu biomasă și calculatoare, panouri solare, pilon de lumină, apeducte, apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite și renovate, asistență de energie combustibil solis, căile ferate au fost renovate și 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii sunt susținute. Aici avem o petiție în care dorim să mulțumim Uniunii Europene pentru ajutare și cerem în continuare asistență cu lupta cu corupție și birocrație ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, investițiile pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, infrastructură să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și sănătatea publică și ajutor cu combustibile pentru călzirea în sate. Aș dori să mai ați o petiție cu ajutor? Da. Cum vă numiți? Brânză. Sunt